Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Tiraspolul cere comunității internaționale recunoașterea independenței regiunii transnistrene, după ce Republica Moldova a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană. Chișinăul nu a reacționat până acum. Militarii ruși au atacat și au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa. A izbucnit un incendiu, dar nu s-au raportat creșteri ale nivelului de radiații. Peste 180.000 de refugiați ucraineni au ajuns până astăzi în Moldova, pentru că centrele de cazare din capitală sunt pline. Câteva universități și-au pus la dispoziție căminele studențești. Балкон свой, туалет, душ просто новейшие. Ну, как бы, желать лучшего нам не надо. Spațiul aerian al Republicii Moldova rămâne închis pe perioada stării de urgență, adică până pe 25 aprilie, anunța Autoritatea Aeronautică Civilă. Tiraspolul cere recunoașterea independenței regiunii transnistrene după ce ieri Republica Moldova a semnat cererea de aderare la UE. Reprezentanții așa numitului Minister de Externe din stânga Nistrului au făcut o declarație în acest sens și au invitat autoritățile de la Chișinău la discuții. Tiraspolul anunță că s-a adresat cu un demers și către ONU, OSCE, dar și alte organizații internaționale. Chișinăul nu a reacționat deocamdată la acest anunț. Considerăm depunerea de către conducerea Republicii Moldova a unei cereri de aderare la Uniunea Europeană ca o decizie geopolitică care duce la schimbarea granițelor internaționale și a sferelor de influență în spațiul regional, dar și la schimbarea radicală a circumstanțelor reglementării definitive a relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol, au scris reprezentanții așa zisului Minister de Externe din stânga Nistrului, care se arată nemulțumiți că autoritățile de la Chișinău au semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la UE fără să-i consulte. Depunerea de către Republica Moldova a unei cereri de aderare la Uniunea Europeană în contextul unui conflict de lungă durată nerezolvat, fără a lua în considerare opinia și în afara cadrului consultărilor cu Tiraspol, pune capăt procesului de soluționare care necesită formalizare juridică internațională urgentă, au scris autoritățile separatiste de la Tiraspol într-un comunicat. Acestea au cerut dialog cu autoritățile de la Chișinău în vederea recunoașterii independenței regiunii transnistrene. Biroul politic de reintegrare a anunțat că a luat act de declarațiile făcute astăzi de Tiraspol. Regiunea transnistreană este un beneficiar direct al multiplelor facilități și programe de asistență oferite de Uniunea Europeană și aceste programe urmează să crească în amploare și beneficii pentru toți locuitorii țării. Au scris reprezentanții de la guvern precizând că Chișinăul rămâne în continuare deschis pentru un dialog constructiv în toate formatele de negocieri existente și totodată hotărât să soluționeze toate problemele care persistă în vederea reintegrării Republicii Moldova doar pe calea dialogului. Experții susțin că nu e prima dată când autoritățile separatiste de la Tiraspol fac aceste declarații. Ei cer același lucru care l-au cerut în repetate rânduri pe parcursul ultimilor decenii și noi vorbim de integrare europeană tot pe parcursul ultimilor decenii și sper că acest lucru se întâmplă odată. Eu nu am să vorbesc despre faptul că 70% din exporturile de Tiraspolului se duc spre Uniunea Europeană, respectiv oamenii primesc salarii, pensii, inclusiv din cei ce virează către Uniunea Europeană. Ei probabil că spun cei ce au spus în permanență și spun și acum. Eu nu văd anumite repercusiuni de securitate. Socialiștii au criticat decizia conducerii țării de a semna cererea de aderare la Uniunea Europeană. Aceștia spun că guvernarea s-a grăbit și că o asemenea decizie trebuia luată după organizarea unui referendum. În replică, reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate afirmă că cererea de aderare este un pas important și firesc, având în vedere că țara noastră are un acord de asociere cu UE. Partidul Socialiștilor îndeamnă autoritățile să renunțe la abordarea la pachet a deciziilor unilaterale de conjunctură, să țină cont de opinia cetățenilor cu privire la problemele de importanță strategică printr-un referendum și să purceadă la soluționarea celor mai strângente probleme. Reprezentanții opoziției parlamentare au declarat că cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană poate provoca o destabilizare a situației în țară. Adoptarea unor decizii atât de serioase cu privire la vectorul de dezvoltare a țării trebuie realizată ținând cont și de regiunea transnistreană. Ori obiectivul de bază al Republicii Moldova este
reintegrarea țării. În replică, reprezentanții partidului de guvernământ au spus că cererea de aderare este un pas important. Noi am avut punctul că vom depune cererea de aderare în programul electoral pentru care au votat masiv cetățenii în iulie 2021. Moldova a semnat mai multe documente pragmatice cu UE, de aceea semnarea cererii de aderare este un pas firesc în relația cu Uniunea Europeană. Se arată în declarația PAS. Colegii de bloc ai socialiștilor, comuniștii, nu au reacționat deocamdată la decizia de ieri a autorităților. Alte partide însă au salutat-o. Este un moment în care trebuie să ne aliniem, nu doar prin poziționări, nu doar prin declarații, dar și prin fapte concrete la statele lumii civilizate, la democrațiile autentice. Și este un pas în direcția respectivă, de asta nu ne rămâne decât să aplaudăm și să felicităm cetățenii Republicii Moldova. Iar primarul capitalei, care de când și-a anunțat crearea propriului partid, a tot criticat guvernarea, de data aceasta s-a abținut. E o decizie a conducerii de vârf a țării. Atât. Războiul din Ucraina intră în cea de 9-a zi cu alarmă declanșată la centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare de acest fel din Europa, după un bombardament al trupelor ruse, stârnind îngrijorare în întreaga lume. În urma atacului a izbucnit un incendiu, însă a fost stins și nu s-au înregistrat victime și nici nu s-au raportat creșteri ale nivelului de radiații. Kievul anunță că forțele rusești au preluat controlul asupra centralei nucleare. Centrala nucleară din Energodar, regiunea Zaporojie, cea mai mare din Europa, a fost atacată noaptea trecută. Într-o serie de imagini surprinse de una din camerele de supraveghere ale centralei, se pot observa cum sunt lansate trasoare care luminează parcarea în care se află mai multe vehicule blindate, cel mai probabil ale armatei ruse. Deși imaginile nu au sunet, mașinile din parcare au semnalul de avarie pornit din cauza alarmei care s-a declanșat în urma zgomotelor puternice ale unor explozii. Pe alte imagini se observă schimburi de foc. În urma bombardamentelor a izbucnit un incendiu într-o clădire de antrenament de la centrală, iar până la ora 5 dimineața pompierii au stins flăcările. Cu toate acestea, oficialii ucraineni raportează acum că centrala din Energodar este capturată de forțele militare ale Federației Ruse, potrivit Ukrinform. Într-o declarație, Inspectoratul de Stat pentru Reglementare Nucleară a precizat că informațiile privind morții și răniții sunt neclare. Potrivit primarului localității, doi soldați ruși au folosit rachete de umăr în atacul asupra centralei nucleare. Вимагаю, зупиніться. Негайно перестаньте обстрілювати впритул Запорізьку атомну станцію. Incendiul nu ar fi afectat echipamente esențiale, iar centrala în sine nu a fost afectată, dar autoritățile se temeau că focul s-ar putea extinde. Serviciile de urgență ucrainene au declarat că inițial au fost blocate să ajungă la fața locului. Chiar în timpul nopții, imediat după atacul centralei nucleare, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a făcut apel la liderii europeni să prevină sfârșitul Europei din cauza amenințării unei explozii la centrala nucleară. Europa зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Зеленський spune că Rusia trebuie oprită imediat. Україна це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європі. Це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції. În replică, Ministerul Rus al Apărării susține că nu a bombardat centrala și că a fost vorba de o acțiune de sabotaj din partea Ucrainei, ca ulterior Rusia să fie acuzată de tentativă de contaminare radioactivă. Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a transmis că nu s-au raportat modificări ale nivelului radiațiilor la centrala de la Zaporojie. It's important to say that all the safety systems of the 6 reactors at the plant were not affected at all and that there has been no release of radioactive material. Această centrală aflată pe malul Niprului este cea mai mare centrală nucleară din Europa și a noua cea mai mare din lume și generează 20% din cantitatea totală de electricitate produsă în Ucraina. Astfel, dacă Rusia va închide complet centrala, sistemul energetic al Ucrainei va avea serios de suferit.
Trupele ruse ar fi intrat în orașul port ucrainean Nicolaev de la Marea Neagră pentru prima dată de la declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei, însă repede au fost scoase. Luptele se dau la periferie, anunță guvernatorul regiunii. Cucerirea acestui oraș ar aduce trupele ruse cu un pas mai aproape de Odessa și respectiv de Republica Moldova. Итак, державний прапор України, аеропорт Кульбакіна відбили, орків вже більше немає. Guvernatorul regiunii Nicolaev anunța azi dimineață că trupe ruse au intrat în oraș și că se duc lupte. Там ведется бой. Мы сейчас их отобьем. По Прибужскому арта развалила в хлам целую кучу, потом дадим. Я думаю, будет сейчас видео у местных большая техника из баштанки тоже начинает перемещаться. La scurt timp după acest anunț, un consilier al președintelui Volodymyr Zelensky a declarat că înaintarea trupelor rusești către Nicolaev a fost oprită. Йому вдалося просунутися біля міста Вознесенськ. Це приблизно напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг, в бік туди. Наші війська його там зупинили, зараз йде бій. Всі спроби противника просунутися безпосередньо в бік Ніколаєва були відбиті. Кучерірea orașului Nicolaev cu o populație de peste 470.000 de locuitori ar aduce trupele ruse cu un pas mai aproape de Odessa, al treilea oraș ca mărime din Ucraina. Odessa este de asemenea cel mai important port al Ucrainei de la Marea Neagră. Rușii avansează în sudul Ucrainei susținuți de flota de la Marea Neagră. Ei pot ataca Odessa de pe două fronturi, din Nicolaev, dacă îl cuceresc, și dinspre Herson, care deja a fost capturată de trupele ruse. Orașul Herson se află pe Nipru, aproape de ieșirea acestuia la Marea Neagră. Acesta a fost primul centru urban important ce a căzut de când Rusia a atacat Ucraina. Într-un comunicat plasat pe pagina de Facebook al statului major al armatei ucrainene, se arată că scopul principal al armatei ruse rămâne înconjurarea Kievului și slăbirea rezistenței în așezările blocate. Totodată se precizează că forțele armate ruse au epuizat o mare parte a rezervelor operaționale și au început transferul de forțe și resurse suplimentare din districtele militare sudice și estice. Trupele ruse își continuă avansul către capitala Ucrainei, a anunțat astăzi armata ucraineană. Nu au fost oferite detalii despre luptele din interiorul orașului. Pe de altă parte, autoritățile de la Kiev au anunțat că orașul port Mariupol din sudul țării este complet încercuit, iar trupele ruse au un avantaj tehnic semnificativ. Bombardamentele continuă și în orașele Kharkov și Jitomir. Atenție, urmează imagini cu impact emoțional. Sirenele de alertă aeriană au răsunat de mai multe ori la Kiev după miezul nopții, iar rezidenților li s-a transmis să se îndrepte spre adăposturile pentru raiduri aeriene. Pe de altă parte, oficialii de la Pentagon anunță că forțele ucrainene atacă masiv coloana militară rusă care se îndreaptă către capitala Ucrainei. Institutul American pentru Studii de Război anunță că armata rusă nu a reușit să încercuiască Kiev prin vest și a prezentat o hartă. Totodată, compania Maxar a prezentat noi imagini din satelit cu coloana militară care se îndreaptă spre Kiev. Capitala se apără, așa arată acum străzile din Kiev. În această dimineață ar fi fost bombardat un depozit de la periferia Kievului, scrie AFP. Ministerul Apărării Britanic a indicat însă astăzi dimineață că Mariupol rămâne sub control ucrainean, dar a fost încercuit de forțele ruse și se află sub un asediu intens. Cu o populație de peste 400.000 de locuitori, Mariupol este un oraș strategic care ar permite Moscovei să lege Crimeea de republicile separatiste din estul Ucrainei. În orașul Jitomir a fost bombardată o școală azi dimineață. Nu sunt raportate informații despre eventuale victime. În Kharkov, o rachetă a lovit un bloc de locuit. Numărul morților în urma atacurilor aeriene de ieri dintr-un cartier rezidențial din Cernigov a ajuns la 47. Un bilanț anterior anunța 33 de morți. O
operațiunile de salvare au fost suspendate joi din cauza bombardamentelor puternice. Orașul Cernigov, cu 300.000 de locuitori, se află în nordul țării, la granița dintre Rusia și Belarus. Între timp, în Herson, primul mare oraș ucrainean capturat de ruși, au fost instituite restricții de circulație, iar locuitorii nu au mâncare și medicamente, relatează CNN. Într-un nou mesaj video publicat astăzi de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky a declarat că noaptea trecută putea fi oprită istoria întregii Europe după atacul de la centrala nucleară de la Zaporojie și s-a adresat din nou rușilor. Ruski люди. Я хочу обратиться к вам. Как это вообще возможно? Мы же вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит. Как же можно это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Вы хотите жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия. China afirmă că este serios îngrijorată de siguranța și securitatea instalațiilor nucleare din Ucraina, în urma incendiului ce a avut loc la cea mai mare centrală nucleară din Europa, și face un apel tuturor părților să prevină escaladarea în continuare a situației și să garanteze siguranța nucleară. Aceste comentarii marchează un semn rar de neliniște din partea Chinei în legătură cu războiul din Ucraina, în care Beijingul fie s-a abținut de la comentarii, fie a apărut că este de partea vecinului său, Rusia. China s-a abținut la voturile de la ONU privind sancționarea Rusiei și cererea retragerii trupelor. Imaginile filmate cu drona în orașele atacate de trupele ruse arată clădiri distruse, mormane demoluți și vehicule militare arse. Orașul devastat se află la 60 de kilometri de Kiev. Vă arătăm mai multe imagini în jurnal. Devalorizarea rublei, prețuri majorate la alimente, stocuri limitate de materiale de construcție și lipsa accesului la rețelele de socializare sunt doar câteva dintre schimbările economice și sociale pe care le simt moldovenii stabiliți în Rusia. În acest context, unii aleg să revină acasă, iar alții spun că deocamdată nu se simt afectați și își văd de viață. Potrivit Ministerului de Externe, peste 350.000 de moldoveni sunt stabiliți în Rusia. Mihai Cornea este stabilit la Moscova. Bărbatul conduce o organizație non-guvernamentală și este șofer de autocar. Astăzi a revenit în Moldova, alături de alți 70 de moldoveni, și spune că fluxul de pasageri care pleacă din Rusia crește de la o zi la alta. Erau simt disperați și erau chiar și speriați la situația care o avem astăzi, la ziua de astăzi. Nimeni nu cunoaște, adică avem foarte puține informații. La două săptămâni urmă, la bord aveam 15-20 de autocare, acum zgata cetățenii noștri să plece la 150, 200, 300 pe zi. Potrivit lui Mihai, măsurile restrictive adoptate de UE au început să fie simțite. Oamenii se grăbesc să-și scoată banii de pe carduri, nu pot face plăți online, produsele alimentare s-au scumpit, iar stocurile de materiale de construcție sunt limitate. Hainele puțin s-au scumpit, automobilele s-au ridicat la 20%. Chiar 25% este exagerat. Un euro, dacă la o săptămână urmă era 89-90 de ruble pentru un euro, astăzi, la ziua de astăzi, avem 160-170. Este dificultatea achitării online. Transferul urbanești, practic, nu se permit. Și cel mai mare problemă este, sperăm să nu ajungem, dar vedem, sunt materiale de construcție. Cristian Stegărescu, stabilit la Moscova de 10 ani, spune că și-a scos toți banii de pe card și deocamdată a observat doar scumpiri la produsele alimentare. S-a scumpit aproximativ tot, la începere de producție până la tehnică. Traiul s-a scumpit foarte tare. De vorbă, castraveții erau 38, acum sunt 83. Apple s-a dus de pe produs, de pe piața rusească. Sunt afectați toți. Printre restricții se regăsește și interzicerea accesului la rețelele de socializare. Iurie Gârle are un restaurant la Moscova. Spune că nu este afectat economic deocamdată, decât în privința Facebook-ului, unde își promova activ afacerea. Mai rău să nu știi. La ziua de astăzi nu vorbesc, nu văd nicio schimbare. Rețelele de socializare. Facebook-ul nu lucrează, lucrează din foarte greu. Instagram tot greu. E legat de reclama
politică care se pune pe rețelele de socializare. Încă de vreme să spunem de anumite restricții, noi nu simțim încă nimic. Noi lucrăm. Avem cu cea chita chirile, avem cu și hrăni copii, apare foarte rău și deși ce se întâmplă. Clar că acolo noi multe poate noi nu știm și multe poate nu se vorbesc la televizor, e dureros. Pe 24 februarie, liderii UE s-au reunit în cadrul unui summit special și au stabilit o serie de sancțiuni asupra Rusiei vizând sectorul financiar, al energiei și cel al transporturilor, controlul și finanțarea exporturilor, politica în domeniul vizelor. La începutul lunii martie, UE a introdus o interdicție privind accesul la SWIFT pentru 7 bănci rusești și a decis să suspende activitățile de radiodifuziune în UE ale canalelor media deținute de statul rus, Sputnik și Russia Today, până la încetarea agresiunii împotriva Ucrainei. Potrivit Ministerului de Externe de la noi, pe teritoriul Federației Ruse se află peste 320.000 de cetățeni moldoveni. 3% din populația Republicii Moldova este formată în prezent din refugiați ucraineni. De când Rusia a atacat țara vecină, peste 170.000 de cetățeni ai Ucrainei au ajuns în țara noastră. În capitală au fost deschise 10 de centre de cazare pentru a-i putea adăposti și căminele studențești ale unor universități s-au transformat în centre de plasament. Universitatea de stat din Moldova a oferit pentru refugiați spații de cazare într-un cămin studențesc. În prezent, acolo sunt cazate circa 80 de persoane, inclusiv copii. În una din camere am găsit-o pe Tatiana, împreună cu feciorii ei de 13 și 16 ani. Sunt cazați aici de câteva zile, iar femeia abia deși stăpânea lacrimile de recunoștință pentru bunătatea pe care a întâlnit-o în Moldova. Tiplo. Балкон свой, туалет, душ просто новейшие. Ну, как бы желать лучшего нам не надо. Огромное спасибо всем, кто помогает. Ну, что все так к нам относятся, как бы. Tatiana spune că și-a luat copiii și a plecat din Odessa chiar în timp ce sunetul de alarme vuia peste tot. Au pornit cu toții spre Moldova, unde nu cunoșteau pe nimeni. Уехали, потому что война. Все родные остались там, уехала только вот наша семья. Все не хотят просто уезжать оттуда. Ну, дома оставлять, там, животные. Хочу домой вернуться, а так, ну, просто хочу, чтобы все закончилось это. Responsabilii de la căminele studențești susțin că asigură refugiații cu de toate. Dispun ideea. Cu tot ce este pentru strictă necesitate, adică de sine stătător să vină să iau o gustare, în caz că copiilor le este foame sau ceva, au nevoie, se adresează jos la administrație, baie la fel pentru bărbați, pentru femei. Nu au rămas indiferenți nici studenții care ajută cu ce pot. Bună ziua. Și Universitatea Agrară a pus la dispoziția refugiaților 3 cămine. În acest moment, acolo se află circa 200 de oameni de diferite etnii. De la ora 12 aduc mâncare aici și la ora 5 seara. Felul 1 și felul 2. Pentru toată lumea ajunge. De unde este mâncarea? De la voluntari, la un restaurant. Anastasia, de numai 13 ani, a trecut frontiera țării noastre doar cu mama ei și pisica pe nume Buzea. În ochii ei se citește tristețea și dorul de casă și de pace. Spăceaiu să domnă, că făciu vernuță, no, păca, nu de numământ, nu putem la ele, pentru că o cea sujnă situația. Eu ne vieși la mir, și to, că este să zăconcise, noi vrem să domnă, și vse budut живi, zdorovă. Вчера в нашем городе были ночью сигналы. Страшно было, надо было в убежище убить. Мама там осталась, брат. Мама сказала, никуда не хочет уезжать, будет там, а брат не пускают. Viața mii de oameni a fost dată peste cap într-o singură clipă. Au lăsat tot ce aveau și au luat doar copiii și câteva lucruri și au fugit de război. Спасибо вам за то, что приютили нас, потому что это люди. Все. Очень добре. Спасибо вам большое. Refugiații au fost cazați și în alte cămine studențești din țară, cum ar fi căminele Universității de Medicină din Capitală sau cele ale Universității din Bălți. Potrivit Ministerului de Interne, de la începerea războiului din Ucraina, în țara noastră au intrat peste 170.000 de ucraineni. Dintre aceștia, circa 70.000 au rămas în Moldova, iar peste 110.000 au cerut asil.
Înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a venit în vizită la centrul de triere de la Moldexpo. Oficialul a făcut o tură prin pavilioane și a discutat cu persoanele cazate acolo. Reprezentanții primăriei susțin că gestionarea centrului devine tot mai complicată. You have family in Azerbaijan? Da, este. Yeah, relatives? You want to go back? Înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a ținut să vorbească cu ucrainenii de la Moldexpo și a analizat condițiile în care sunt cazați aceștia. Autoritățile locale au menționat că e tot mai greu să facă față numărului mare de refugiați, iar comisarul ONU le-a cerut o listă de produse de care mai este nevoie la centrele de cazare a refugiaților. Totodată, acesta a menționat că Moldova va beneficia și de un suport financiar. First of all, I want to thank you because the response from the Moldovan people has been fantastic. But we know that we cannot take it for granted. We have to bring international assistance to support you. We have already started flying goods and a large emergency team to work with government and also mayor and other authorities. Filippo Grandi se va afla în Moldova două zile. Persoanele publice care vor aborda incidentele cu implicarea cetățenilor ucraineni în scopuri politice vor fi penalizate conform legii, a declarat astăzi președintele Republicii Moldova. Maia Sandu a atenționat demnitarii publici și politicienii să nu-și facă capital politic pe seama tragediei refugiaților și le-a recomandat oamenilor să fie atenți la informațiile false distribuite pe rețele. Sunt distribuite mesaje și videouri care reprezintă neînțelegeri sau situații de conflict cu implicarea refugiaților din Ucraina. Atestăm un efort concertat, organizat, de divizarea societății pe tema refugiaților. Acest lucru este inacceptabil și trebuie oprit. Instituțiile statului analizează această campanie și vor interveni pentru a o opri. Totodată, șefa statului a atenționat demnitarii publici și politicienii să nu-și facă capital politic pe seama tragediei refugiaților și le-a recomandat oamenilor să fie atenți la informațiile false distribuite pe rețele. Atenționez că este inacceptabil și irresponsabil ca incidentele cu implicarea refugiaților să fie speculate de persoane în funcții publice, demnitari și aleși, în scopuri politice. Exploatarea și manipularea intenționată cu tensiunile dintre oameni în condiții de război la hotarul țării va fi penalizată conform legii. Acumularea de capital politic prin exploatarea fricilor oamenilor speriați de războaie este ilegitimă și josnică. Anterior, primarul capitalei Ion Ceban a declarat că unii dintre refugiații ucraineni ar avea un comportament obraznic. Teroarea războiului se vede, se aude, dar mai ales se simte. A simțit frică și durere și o femeie nevăzătoare din Ucraina, care în ciuda faptului că nu vede practic deloc, și-a adunat viața în câteva valize și a pornit să caute pacea. Da, очень надо. Мне как-то до границы надо добраться. Я не знаю как. У меня очень тяжёлые сумки. Aflați detalii despre cea mai lungă călătorie din viața acestei femei în câteva momente la știri. Un pod feroviar care face legătura între regiunea Odessa și regiunea Transnistreană a fost aruncat în aer pe partea ucraineană. Despre asta scrie presa din stânga Nistrului și din Ucraina, iar imaginile cu momentul exploziei au fost publicate pe un canal de Telegram. Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Chișinău ne-a confirmat că podul a fost aruncat în aer pe partea ucraineană, dar așa cum s-a întâmplat pe teritoriul țării vecine, deocamdată nu are alte detalii, precizând că nu sunt motive de îngrijorare. Radio Europa Liberă a scris, făcând referire la anumite surse, că ucrainenii ar fi aruncat în aer podul din motive de securitate. Bombardamentele și atacurile aeriene din partea armatei ruse asupra orașelor din Ucraina și-au lăsat puternic amprenta. Imaginile filmate cu dron arată blocuri transformate în ruine și mașini distruse. Clădirile au fost ciuruite, iar pompierii și salvatorii abia fac față solicitărilor.
Imagini apocaliptice au fost surprinse pe străzile orașului Borodeanca, aflat la 60 de kilometri de capitala Kiev. Rânduri de tancuri și blindate distruse în urma schimbului de focuri se pot vedea și astăzi pe străzile din oraș. Blocurile de locuit au fost ciuruite de atacurile aeriene. O parte din imobile abia se mai țin în temelii, iar unele locuințe au fost distruse complet. Salvatorii fac față cu greu numărului mare de solicitări. Străzile sunt pustii, iar printre ruinele clădirilor bombardate, câțiva localnici încearcă să mai salveze din lucruri. Infrastructura a fost distrusă, iar pe drumuri sunt gropi uriașe. Imagini cu dezastru lăsat în urma atacurilor au fost surprinse și în alte orașe și suburbii ale capitalei. Pe străzi au rămas doar tancuri și blindate distruse. Sub ruinele caselor dărâmate de bombardamentele din orașele Ucrainei se ascund adevărate tragedii. Nu sunt doar blocuri de beton puse la pământ, dar și vieți omenești distruse. Localnicii își plâng singuri durerea. Unii au rămas pe drumuri, iar alții i-au pierdut pe cei dragi. Nu credeau că vor trăi asemenea zile și că le vor vorbi copiilor despre război. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. The second bomb was dropping down near 5 meters of our house. You see, I was sitting with my daughter on this room, but as you can see, in this moment, it is not home, not room. It is maybe it is hell. Cu ochii în lacrimi, Oleg Rubac din Jitomir pășește în ceea ce a mai rămas din locuința lui. Moloz și distrugeri lângă un crater mare în pământ provocat de una dintre bombele rusești care i-au ucis soția și cel puțin alte două persoane ieri dimineață. I hope that my wife was dead fast because it is only one what I can to say to my wife in this end time. I hope that in this moment my wife in heaven and everything was perfect in her life. Bărbatul se juca împreună cu fiica lui când s-a produs atacul. I find my daughter, but he don't crying, don't give any signal of life. But when I see that everything was dropping down in my soul, but when I take my daughter to my hand, my daughter starting crying, and maybe it is one of the best noise in my life. Та я вже ніби упав. Я вже просто достав. Peste 2000 de civili ucraineni au murit până acum în Ucraina de la începerea invaziei ruse, transmite BBC, care citează un comunicat guvernamental de la Kiev. Atacurile ruse au dus la distrugerea a sute de clădiri civile și obiective de infrastructură, precum drumuri, spitale, școli și grădinițe. Asta deși Moscova spune că nu atacă ținte civile. Printre civilii uciși se numără și 10 de copii. În următoarele zile s-ar putea să fie și mai rău în Ucraina, deoarece Rusia își va intensifica atacurile. Prognoza sumbră aparține șefului NATO și a fost făcută astăzi la finalul reuniunii miniștrilor de externe din țările membre ale alianței. Jens Stoltenberg a declarat că vor urma mai multe decese și mai multă suferință, întrucât rușii duc armament greu în țara vecină. Acesta i-a cerut lui Putin să oprească războiul imediat.
This is the worst military aggression in Europe for decades. With the cities under siege, schools, hospitals, and residential buildings shelled, reckless actions around a nuclear power plant last night, and many civilians killed or wounded. The days to come are likely to be worse, with more death, more suffering, and more destruction. Șeful NATO a reiterat faptul că NATO nu face parte din acest conflict, iar membrii alianței au respins astăzi cererea Kievului de a crea o zonă de excludere aeriană în Ucraina. Allies agree that we should not have NATO planes operating over Ukrainian airspace or NATO troops on Ukrainian territory. We understand the desperation, but we also believe that if we did that, we end up with something that could end in a full-fledged war in Europe, involving many more countries. Jens Stoltenberg a spus că responsabilitatea NATO este de a preveni extinderea războiului dincolo de granițele Ucrainei, întrucât ar fi chiar și mai periculos, mai devastator și ar provoca și mai multă suferință. Zelenski a cerut Occidentului să sporească sprijinul pentru țara sa, avertizând că dacă Ucraina va fi învinsă de Rusia, aceasta va ataca celelalte țări din Europa de Est pentru a ajunge până la zidul Berlinului. Stoltenberg a mai spus că statele din vest și NATO contribuie cu muniție de război, suport material și financiar pentru a ajuta Ucraina în războiul declanșat de Federația Rusă. President Putin totally underestimated the strength of the Ukrainian armed forces, and they have been able to push back, to fight back, and to slow down the Russian advances. And this is first and foremost a result of the courage of the Ukrainian armed forces. NATO ia în calcul creșterea semnificativă a prezenței militare pe termen lung în țările de pe flancul estic, inclusiv în România, a anunțat secretarul general. Șeful NATO a mai spus că Rusia folosește bombe cu dispersie în Ucraina și alte tipuri de arme care ar încălca dreptul internațional. Anterior, organizația neguvernamentală Human Rights Watch a comunicat de asemenea că armata rusă a utilizat la Harkov, în estul Ucrainei, muniții cu fragmentare, care lovesc fără deosebire atât ținte militare cât și populația civilă, iar utilizarea acestora ar putea constitui o crimă de război potrivit AFP. Curtea Penală Internațională de la Haga a lansat deja o investigație pentru crime de război în legătură cu invazia Rusiei în Ucraina. Intrarea în Republica Moldova de la Vama Palanca arăta astăzi precum un mușuroi de furnici. Cu mașinile lăsate la margine de drum, oamenii se grăbeau să părăsească țara invadată de soldații ruși. Prin mulțimea de refugiați, echipa ProTV a întâlnit o femeie, singură și speriată, care, deși este nevăzătoare, simte teroarea războiului cu toată ființa. Și-a adunat întreaga viață în 4 valize și a pornit spre necunoscut în căutarea păcii. Pe nădejde am întâlnit un drum spre Vama Palanca. Mergea pe jos, măsurând fiecare pas și târâind în urma sa cele 4 gemantane în care și-a adunat toată viața. Femeia originară din Tighina trăia de câțiva ani în Odessa, singură. Speriată de necazul pe care îl aduce războiul inițiat de militarii ruși, astăzi a pornit la cel mai lung drum al său. În timp ce mergea spre Vama Palanca, femeia cerea ajutorul călătorilor care treceau pe lângă ea, dar nimeni nu o lua în seamă. Da, очень надо. Мне как-то до границы надо добраться. Я не знаю как. Femeia, care este nevăzătoare, a povestit că are câteva ore de când încearcă să ajungă la punctul de trecere, însă drumul este prea lung când ai în spate 4 valize și doar un baston care te ghidează pe unde să calci. Часов не знаю, но уже часа 2-3 точно. Знакомый подвез, попросила, чтобы могли подъехать сюда. La scurt timp, polițiștii de frontieră moldoveni au aflat povestea femeii necăjite și i-au venit în ajutor. Au luat toate gențile femeii, au urcat-o în mașină și au transportat-o în siguranță de cealaltă parte a vămii, unde era așteptată de rude. În traducere din rusă, numele femeii înseamnă speranță. Spune că anume asta poartă în suflet, speranța că în scurt timp va putea să se întoarcă acasă la ea, unde va fi liniște și pace. Pentru că там началось вот эти вот какие-то военные действия. Замерзла очень.
și ustal. Sunt nevoiți să îndure frigul toți cei care pleacă din țara lor, dar spun că nu gerul este cea mai grea încercare. Acest bărbat și-a lăsat soția și copiii la frontiera cu Moldova zilele trecute, iar astăzi încerca să scape de sunetul mitralierelor și alte rude. El însă se întoarce acasă, în Ucraina. Adoma, kto ostався? Adoma... Бабушки, дедушки, вот я остаюсь, естественно, мужчина. În această seară, poliția de frontieră anunța că rândul de mașini format la Vama Palanca se întindea până la 3 km. Administrația Biden a anunțat sancțiuni dure pentru mai mulți oligarhi ruși și pentru familiile lor care acție după invadarea Ucrainei de către Rusia. Americanii au pus pe lista neagră peste 50 de miliardari ruși, familiile și cunoscuții acestora pentru că îl susțin în continuare pe Vladimir Putin. Președintele Volodymyr Zelensky susține că sancțiunile nu sunt suficiente pentru a opri războiul. Today I'm announcing that we're adding dozens of names to the list, including one of Russia's wealthiest billionaires, and I'm banning travel to America by more than 50 Russian oligarchs, their families and their close associates. Pe listă se află oligarhii deja vizați de Uniunea Europeană la începutul acestei săptămâni. Printre cei sancționați se numără și Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, dar și miliardarul rus născut în Uzbekistan, Alisher Usmanov, deja sancționat de Marea Britanie, precum și fostul vicepremier rus Igor Shuvalov. Totodată, mai multe iahturi ale unor oligarhi ruși au fost imobilizate de autoritățile portuare din Franța și Germania, în porturi și șantiere navale. În ultimele zile, mai multe țări occidentale au impus sancțiuni dure miliardarilor ruși cu intenția de a le îngheța sau confisca activele. Președintele Zelensky spune că sancțiunile nu sunt suficiente. La una dintre conferințele sale de presă, el a cerut puterilor occidentale să facă ceva mai mult, cum ar fi instituirea de către NATO a unei zone de interdicție aeriană. Dacă voi nu puteți zaprovadi zăcrătea neba zaraz, to zaraz dați nam termen coli. Якщо ви зараз не можете дати українцям термін, коли ви це запровадите, скільки треба? Скажіть, яка кількість людей повинна взірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані, відлетіли вони, щоб достукатись до вас, щоб ви це закрили? Скільки треба? Кількість скажіть, я піду, ми будемо рахувати і почекаємо до цього моменту. Răspunsul lui Zelensky vine după ce Statele Unite și UE au transmis că nu pot impune restricții pentru spațiul aerian al Ucrainei și că această măsură ar trebui luată de NATO. Șeful Consiliului European, Charles Michel, spune că aplicarea unei zone de excludere aeriană deasupra Ucrainei, așa cum a cerut președintele ucrainean, ar fi un pas prea riscant pentru un posibil al treilea război mondial. Spațiul aerian al Republicii Moldova rămâne închis pe perioada stării de urgență, mai exact până la data de 25 aprilie. Decizia a fost luată în scopul asigurării siguranței și securității aviației civile. Într-un comunicat de presă, Autoritatea Aeronautică Civilă susține că împreună cu Ministerul Apărării monitorizează situația și posibilitatea de redeschidere cât mai curând a spațiului aerian. De asemenea, Ministerul de Externe informează cetățenii care se află pe teritoriul Federației Ruse și Kazahstan să-și programeze zborurile prin statele care au spațiul aerian accesibil. Pe 24 februarie, în Moldova, a fost instituită stare de urgență pentru 60 de zile în legătură cu situația din Ucraina. Bărbații din Republica Moldova pot ieși din țară fără nicio restricție. Autoritățile dezmint informațiile apărute în spațiul public privind adoptarea unor decizii în acest sens. Bărbații din Republica Moldova pot traversa frontiera fără nicio restricție. Intra și ieși din țară ori de câte ori au nevoie. Informațiile care afirmă contrariul sunt false și scopul este de a genera panică și incertitudine în rândul populației din țara noastră și acest lucru este regretabil. Responsabilii de la guvern ne-au spus că în niciun caz nu se examinează posibilitatea adoptării legii marțiale, aceasta fiind ultima măsură care poate fi luată în cazul izbucnirii unui război. Oamenii sunt îndemnați să verifice informațiile pe care le văd în spațiul public în mai multe surse, inclusiv cele oficiale, precum ar fi paginile guvernului și ale ministerelor. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează show-ul Românii au talent. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!